După anul 1990, foarte multe scandaluri au ținut afișul presei centrale și locale. Un scandal al adopțiilor de copii a fost doar unul dintre ele, care în 1990-1991 a făcut mare vâlvă. Acum, scandalul adopției celor trei copii din Rășinari iese din nou pe tapet. Directorul Bibliotecii Particulare Biblion din Sibiu, Marius Albin Marinescu, îl acuză pe actualul inspector școlar general, Claus Iohannis, de a fi amestecat într-o afacere destul de tenebroasă. Se pare, spune Marius Albin Marinescu, că cei trei copii adoptați din Rășinari au ajuns până la urmă într-o bancă de organe. Totul a pornit de la scandalul din jurul spațiului în care funcționează biblioteca Biblion. Directorul bibliotecii, Marius Albin Marinescu, a dezgropat și povestea adopțiilor de copii în care a fost implicat actualul inspector școlar Claus Iohannis. Marinescu aduce în sprijinul afirmațiilor sale declarațiile bunicii celor trei copii din Rășinari adoptați de o familie canadiană în anul 1990. Cei trei copii au rămas orfani în urma morții brutale a ambilor părinți. După adopție, de cei trei nu se mai știe absolut nimic. Din această curte, în anul 1990, cei trei frați Iliuț, Vasile, Elena și Anca, au fost luați și trimiși în Canada, se spunea atunci, pentru o viață mai bună. De soarta lor, astăzi nu se mai știe absolut nimic. Cel care, la vremea respectivă, se spune că în intermediat acea adopție, nu recunoaște acum nimic. El spune că a avut un simplu rol de translator. Din păcate însă, martorii spun cu totul și cu totul altceva. Soții Iohannis, au venit și fără acești canadieni la dumneavoastră? Da, au venit. Să vă convingă să dați copii, fără canadieni, deci nu să vă traducă ce zic, ea singuri au venit la dumneavoastră. Au venit. Venea că în vizită să vedea ce face copiii. Și să vă convingă, nu știu că să vă convingă. Să ne convingă și după aceea, după ce s-au făcut actele, să convingă pe fata să dea și băiatul. Rolul care l-am avut și care l-a avut soția a fost un rol minor. Am fost contactați de un fost coleg de facultate al soției, care este bucureștean și a locuit la momentul respectiv tot în București. Dacă ar fi dispuși, mai cu seamă soția care a studiat engleză, să traducă în discuții cu persoane fizice. Faptul că actualul inspector școlar a fost mai mult decât un simplu translator este susținut și de vecinii familiei Iliuț din Rășinari. O venit și singur, sigur că o venit. Eu tot la poartă am fost. Cum reacționau copiii când îi vedeau? Poftim? Cum reacționau copiii când îi vedeau? Copiii când era aia mică, când îi vedea, fugea în... Ea mică, tu fugea în greajdu. Nu. Familia Lalon, cea care a înfiat copiii, i-a promis bunicii că periodic îi va mai aduce în țară. Deși Maria Iliuț a încercat să le scrie la adresa lăsată de ei, o simplă căsuță poștală, nu a primit niciun răspuns. Ba mai mult, una dintre scrisori i-a venit înapoi. După mai multe încercări, Maria Iliuț a reușit să-i găsească pe soții Iohannis la liceul Gheorghe Lazar. Ea susține că Claus Iohannis a agresat-o fizic și verbal atunci când l-a întrebat de copii. Și era la intrarea și la Gheorghe Lazar, că n-a fost niciodată numai atunci, cum intri pe ușe, merg un pic, era treptele și făcea bine un coace, doamna, am zis, vai ce bine îmi pare că vă văd. Că poate îmi spuneți, umblu de atâta timp după dumneavoastră și nu v-am găsit, poate îmi spuneți ce face copiii. El s-a dat mai încolo, ia vină un coace, vină aici, vină. Domnul Ioaneș ăsta. Și pe ce ai vină aici? Te împaștile mătii și îmi dă un picior în fum și am plecat pe munt. Da, ca să știți că așa au făcut, că Dumnezeu mi-e deasupra. Este o minciună crasă, eu nici n-am agresat-o, nici verbal, nici fizic. Eu nu agresez persoane, niciodată. Un preot din Rășinari, stabilit actualmente în Canada, a citit în presa de acolo un articol despre o filieră de trafic de copii pentru băncile de organe. Pe lista persoanelor implicate în trafic apărea și numele familiei Lalonde. După mai multe intervenții la ambasadă și la poliție, nimeni nu a putut să dea de urma familiei Lalonde. În ziua când i-au adoptat pe cei trei frați, cei doi soți canadieni au mai adoptat încă o fetiță de 4 luni. Marius Albin Marinescu se îndoiește de faptul că o familie, oricât de bogată ar fi, și-ar permite să adopte 4 copii dintr-o dată. Bunicii celor trei copii din Rășinari nu vor altceva decât să știe nepoții în siguranță și să-i mai vadă măcar o dată. În Rășinari, 2 bătrâni stau și astăzi și își așteaptă nepoții. Dacă ei vor mai veni sau nu, este o întrebare la care numai viitorul sau poate chiar justiția poate să răspundă. Cezar Budescu, Antena 1.